Am convenit ca după clasa a patra, deci după încheierea ciclului de învățământ primar, să urmeze o evaluare a competențelor de bază, în așa fel încât atunci când este preluat elevul în clasa a cincea, profesorii care îl preiau să știe pentru fiecare caz în parte care este nivelul de acumulare. Am convenit de asemenea asupra modalităților în care se face trecerea de la gimnaziu la liceu, și anume pe baza evaluărilor continui din timpul anilor de liceu, pe baza unei evaluări internaționale, de tip internațional. Am convenit de asemenea asupra competențelor care se evaluează la sfârșitul ciclului liceal, între care competențele informatice vor fi evaluate pentru toți elevii absolvenți de liceu, indiferent dacă este un liceu de profil sau este un liceu de un alt profil.